Motorina din cisterna răsturnată s-a scurs pe marginea drumului vreme de câteva ore. Polițiști, pompieri și inspectori de mediu au intervenit pentru a limita efectele incidentului, care putea avea urmări din cele mai grave, pe lângă poluarea solului, existând și riscul producerii unei explozii. Accidentul s-a produs pe drumul București-Târgoviște, în zona localității Brătești. Din declarațiile de la fața locului rezultă faptul că șoferul autocisternei nu ar fi păstrat distanța corespunzătoare și a acroșat în mers un autovehicul care circula regulamentar. În urma accidentului, cisterna s-a răsturnat în șanț, iar autovehiculul a fost avariat. Mergeam în spatele dânsului, s-a oprit brusc, am pus frână, l-am lovit, am evitat să nu dau în stânga andar de camioane și m-am dus în șanț. Am oprit aici, eu am oprit că erau mașini foarte multe și am vrut să fac la stânga. Ați vrut să intrați aici? Da. Și el a venit cu viteză și m-a lovit. N-a văzut când ați... N-a văzut, probabil că a fost... În scurt. Ați dat semnal, ați dat. Da, bineînțeles că am dat semnal. Păi da, eu am oprit un pic, pentru că erau mașinile care veneau pe sens invers, da. Și am oprit că nu puteam să trec. Da. Și el m-a bușit. Până la lui spune că n-ați semnalizat. Cum să n-am semnalizat? Cum să nu semnalizez că semnalizez? Și m-a lovit de spune. Ce să mai, asta nu se mai poate repara. Venit tare, bineînțeles că a venit tare. Dar fie dacă avea timp să frâneze, dar dacă... Cisterna transporta o cantitate de 30 de tone de motorină. Mare parte din combustibil s-a scurs pe terenul de pe marginea drumului, inspectorii de mediu urmând să stabilească poluarea accidentală a solului. Pompierii au intervenit rapid, luând măsurile care se impun în astfel de situații. Care prezintă scurgeri, dar momentan nu e pericol de incendiu. Imediat la fața locului s-a deplasat un echipaj de intervenție de la detașamentul Târgoviște cu autospecială de stingere cu apă și spumă, care asigură zona respectivă în scopul preîntâmpinării producerii unui posibil incendiu sau explozii până la rezolvarea situației. Polițiștii încearcă acum să afle cu exactitate dacă șoferul autocisternei se face vinovat de producerea accidentului. Pe DN71, la intrare în localitatea Brătești, a avut loc o coliziune între un autoturism și o autocisternă încărcată cu combustibil. Din impact, autocisterna s-a răsturnat în afara părții carosabile, rezultând doar pagube materiale. O echipă de cercetare s-a deplasat la fața locului, se efectuează cercetări, urmând a se stabili cu exactitate toate împrejurările acestui eveniment. Din cauza accidentului, circulația pe drumul național 71 Târgoviște-București s-a desfășurat cu dificultate mai bine de 6 ore.